Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Puiu Radu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem câteva comentarii cu privire la nivelul de risc pe care îl presupun investițiile în active financiare. Astfel trebuie să amintim că prezentarea noastră este într-o notă generală și nu are ca scop o recomandare, sunt doar opinii. Aspectele prezentate după cum spuneam, nu sunt recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. Performanțele trecute nu reprezintă o garanție a celor viitoare. Vom începe discuția noastră cu, um, cu piața de capital, cu indicii bursieri. O nouă zi, ce ne-ar putea aduce? ne aduce noi maxime istorice pe indicii din SUA. Aici vorbim special de US500. În ultimele sesiuni, această, acest scenariu pare a fi tot mai frecvent și pare a deveni chiar o rutină. Vedem că, începând de săptămâna trecută, prețul a atins s-a atins să ajungă la noi maxime într o perioadă foarte scurtă. Vedem că de undeva din zona de 3029 de puncte, unde se afla săptămâna săptămâna trecută, am ajuns ieri undeva în, în jurul nivelului de de fapt un maxim a fost atins la aproximativ 3096 de puncte. Astfel vedem că m, această, această mișcare a fost datorată în principal unei îmbunătățiri masive a, a atitudinii și a sentimentului investitorilor, iar acest lucru a fost determinat în mare parte de a, o dispersare, am putea spune, a îngrijorărilor cu privire la situația negocierilor dintre a, SUA și China. Ce, ce ne-ar fi putut uh, duce ieri la atingerea de noi maxime și la spargerea uh, acestui nivel de rezistență la 3083 de puncte? Răspunsul este simplu: noi informații de pe plan comercial. Uh, aceste informații au fost, uh, au fost publicate de un, uh, un purtător de cuvânt al uh, Ministrului uh, de Comerț din China conform căruia, um, SUA și, uh, și Statele uh, Sua și China, mă scuzați, au căzut de acord să um, elimine o parte din taxele vamale care au fost uh, impuse în trecut. Astfel se pare că una dintre principalele temeri uh, cu privire la um, Deznodământul și cu privire la modul în care se va finaliza, dacă se va finaliza această primă fază a acordului, pare să, să fi fost rezolvată. Întrucât, deși erau abordate niște problematici destul de, de importante, de interes pentru investitori, în continuare temerile erau legate de aceste taxe vamale care au fost deja introduse și de cele care ar urma să intre în vigoare în decembrie, întrucât acestea au, din punct de vedere procentual, sunt, sunt destul de ridicate, și în ultima perioadă am văzut că au avut efecte tot mai, tot mai accentuate și tot mai grave, am putea spune, la nivelul celor două economii, cea americană și cea chineză. Astfel, aceste, aceste comentarii au venit ca o gură de aer, am putea spune, pentru investitori, și a determinat să ducă prețul la noi maxime, undeva în jur de 3096 de puncte. Această corecție care a urmat, vedem că prețul a revenit undeva în interiorul canalului 3073 de puncte, 3083 de puncte, a fost. Am putea spune o revenire cu picioarele pe pământ, a acestora, care totuși au dat seama că situația este încă departe de, de a se rezolva, de a se concluziona. Iar în trecut am văzut faptul că orice comentariu de pe, și orice informație legată de. Acest subiect este foarte posibil să fie infirmată sau să se dovedească um, falsă sau chiar nejustificată într-o perioadă foarte scurtă, uh, iar situația poate degenera foarte rapid. Este destul de, uh, de imprevizibil, am putea spune. Lucru care a fost în trecut semnalat și de delegația chineză cu privire la atitudinea președintelui Donald Trump, spunând că acesta are o abordare imprevizibilă care creează un, un nivel suplimentar de incertitudine cu privire la discuțiile între cele două, lucru care nu este neapărat justificat. Prin urmare, după ce am atins acest maxim la 3.096 de puncte, nivelul a revenit în interiorul canalului spărgând nivelul de suport de la 3083 de puncte, care este uh, fostul maxim istoric, înregistrat acum, uh, acum 3 zile inițial și testat de mai multe ori în, în săptămâna curentă. Ce n-ar putea uh, aștepta în viitor cu privire la evoluția acestui indice, este greu de uh, de afirmat, întrucât vedem că reacțiile acestuia sunt în mare parte determinate de comentariile cu privire la situația comercială și mai puțin de datele macroeconomice sau de alte aspecte din economie. Deși, în continuare, există argumente care susțin o asemenea. Evaluarea indicelui, pentru că vedem că economia este în continuare într-un într stadiu bun, este solidă, lucru care în special sectorul, sectorul forței de muncă, care în continuare dă semne pozitive și este un, este un pilon important al economiei. Lucru indicat și de datele de ieri. Ieri au fost publicate cerile de șomaj, cerile săptămânale de șomaj, din SUA, care au adus o ușoară surpriză pozitivă. 211.000 în scădere de la 215.000 nivelul așteptat și 219.000 valoarea anterioară. Prin urmare, vedem că în continuare... Economia americană și piața forței de muncă se află într-un stadiu bun, se află pe uh, un trend pozitiv, optimist, iar acest lucru susține uh, investitorii și piața pe, pe termen mai lung. Vom trece la US 100 care a avut o uh, evoluție asemănătoare, am putea spune. Uh, ieri. La fel, după uh, publicarea acelor informații care au determinat un val de optimism, vedem o testare a unui nivel de rezistență la 8.281 de puncte, uh, care ulterior a fost uh, uh, a fost returnat. Uh, acest avans a fost a fost returnat, iar prețul a revenit uh, deasupra nivelului de suport de la uh, 8201 puncte cu aproximație. Astfel vedem că practic prețul a revenit în, într-o distanță de, de 21 de ore, a revenit din punctul, din punctul de unde a plecat. Lucru ce ne indică un grad de volatilitate destul de, de mare, întrucât vedem că totuși nu este o distanță mică, nu este o distanță ce ar trebui ignorată, este reprezintă aproximativ un punct procentual 0,90%, iar faptul că într-o într, -o, într -o, mai puțin de o zi prețul a câștigat și a pierdut 0,90 de 0,90 de puncte procentuale ne, ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă cu privire la volatilitatea și cu privire la factorii care influențează în acest moment prețul indicilor bursieri și astfel să ne adaptăm cu privire la strategia pe care o folosim în piață. În, în Europa ne aflăm în continuare pe, pe un trend ascendent, suntem, suntem pe o secvență de creștere care pare să, să se extindă. Deși în ultimele ore am văzut o, o, ușoară, o ușoară depreciere, o ușoară corecție, vedem că Uh, aceasta nu, nu este foarte amplă, și nu pare a afecta uh, perspectivele pe, pe termen mediu și, și lung, am putea spune. Uh, vedem că acea, această secvență de corecție s -a, a fost întreruptă undeva în jurul nivelului de suport de la 13.219 puncte, și în acest moment pare să. Se, ca prețul să se stabilizeze undeva în vecinătatea, de fapt deasupra acestei limite superioare a canalului. În continuare rămâne de, văzut, rămâne de văzut modul în care vor evolua lucrurile în această ultimă sesiune a săptămânii, dar totuși trebuie să menționăm faptul că, dacă vorbim pe graficul daily, de fapt, pe graficul weekly pe graficul weekly vedem că săptămâna în curs a fost una foarte, foarte constructivă și care a adus un avans al DAX-ului de peste două puncte procentuale. Prin urmare, putem spune că a fost o, o sesiune pozitivă pentru investitorii pozi poziționați long pe, pe DAX, dar și pentru majoritatea investitorilor care, care au avut poziții pozitive pe indicii de capital, atât din SUA cât și pe alții, întrucât, la nivel general, piața a fost, a fost influențată și a fost împinsă de um, de acest optimism venit de pe plan comercial. În continuare, vom vorbi despre piețe valutare, unde am avut o serie de mișcări interesante. În timpul sesiunii de ieri am văzut o depreciere bruscă a lirei sterline, care a dus prețul de undeva din jurul nivelului de de undeva din interiorul canalului 1.28.741-1.28.606 până la testarea limitei, de fapt, liniei descendente de trend, dar și a unui nivel de suport la 1.27.930. Acest nivel avea, un, avea o importanță crescută, întrucât vedem că era un punct de intersecție al două bariere de interes ulterior vedem că prețul pare să, să se fi consolidat undeva deasupra nivelului de uh, suport de la 28-35 iar este posibil să vedem în continuare o, o perioadă de, de consolidare, o perioadă de așteptare. Ce a determinat această depreciere a lirei? Faptul că ieri a avut loc o întâlnire a băncii centrale a Angliei cu privire la decizia de dobândă. Dobânda nu a fost modificată, ea a fost menținută la 0,75%, dar voturile din cadrul Consiliului de Politică Monetară s-au -au dovedit a fi mai doviși decât se, se estima, lucru care a determinat o corecție a lirei și a dus la o creștere a um, o creștere a probabilității ca la um, următoarele întâlniri să aibă loc, uh, de fapt, să fie luate măsuri de um, uh, relaxare a politicii monetare. Um, ce au fost aceste, aceste comentarii? Doi dintre cei nouă membri ai Consiliului de Politică Monetară au votat pentru reducerea dobânzii, lucru care a, a fost surprinzător, cel puțin la prima vedere, pentru că majoritatea analiștilor nu, și a investitorilor nu se așteptau la un astfel de scenariu. Ei și-au justificat, uh, și justificat decizia spunând că în continuare există semnale cu privire semnale și factori de risc descendenți care pun presiune pe economia globală, iar datele macroeconomice la nivel la nivel local la nivelul Marii Britanii sugerează un punct destul de sensibil, un posibil punct de inflexiune pentru piața muncii, lucru care ar putea să pună și mai mare presiune pe, pe economie și ar, ar, putea degenera. Prin urmare, ei considerau necesară o intervenție din partea băncii centrale, o, un ajutor pe care să îl ofere pieței prin reducerea printr-o reducere de dobândă. Acest lucru, desigur, a afectat lira sterlină, care vedem că în doar câteva ore a pierdut în jur de 0,70% cu aproximativ 0,62%. Dar, în continuare, acest lucru, în cazul în care Banca Centrală a Angliei va adera unui clubului select, am putea spune, al băncilor centrale care deja au trecut la măsuri de, de relaxare a condițiilor monetare, vorbim despre Fed și Banca Centrală Europeană. Este posibil să vedem o ușoară îmbunătățire a situației de pe piața bursieră. În continuare, economia britanică resimte presiuni din, ca urmare a incertitudinii legate de Brexit, iar acest lucru s-a văzut la nivelul raportului cu privire la uh, politica monetară, unde, uh, în cadrul căruia Banca Centrală a prezentat o reducere, uh, o revizuire descendentă a estimărilor de inflație pentru perioada 2020-2022. Astfel se așteaptă ca în următorii, în următorii ani presiunea asupra prețurilor să, să se reducă, acest lucru fiind de fapt presupunând că acest lucru va avea loc Într un context în care Banca Centrală va, va, reduce, va reduce dobânzile și va oferi un, un impuls pieței. Prin urmare, vedem că, în continuare, aceste, aceste, de fapt, gradul ridicat de incertitudine și problemele care ar putea apărea în, în urma Brexitului, își pun în continuare cuvântul asupra. Uh, atât la nivelul investitorilor asupra sentimentului acestora, cât și la nivelul instituțiilor centrale și asupra estimărilor și perspectivelor acestea, acestora pentru uh, următoarea perioadă și pentru uh, era post-Brexit, am putea spune. euro vedem că uh, a suferit o. O corecție destul de, de mare, o corecție care a dus cotația de undeva din zona 10.856 până în zona de suport de la 10.409, undeva în jur de 0,40% o, o depreciere. Acest lucru a fost, a fost determinat în mare parte de. Perioada bună pe care o traversează dolarul american și de, bă, și, bă, de datele solide din, din economia sua. Lucru care s-a văzut și la nivelul altor pericol valutare importante. Astfel, vedem că prețul pare să se fi. Blocat în interiorul unui canal 10490-540, dar totuși este un canal destul de, de îngust, ca, lucru care face ca această evoluție să, să pară a nu fi sustenabilă, și în curând și în cel mai scurt timp, în viitorul apropiat, este foarte posibil să, să vedem o spargere. Ținând cont de faptul că vedem. O mai multe testări ale limitei superioare, este posibil să vedem o, o spargere ascendentă, o ușoară revenire a euro în raport cu dolarul american. Totuși, rămâne de văzut, întrucât um, și ziua de astăzi ne aduce o serie de, de date importante din economia americană, dar despre care vom, vom vorbi puțin mai târziu. Um, Ienul pare să, să, piardă, să piardă teren în raport cu dolarul american. La fel, cauzele sunt uh, dolarul puternic, dar și această tendință de reorientare a investitorilor și de uh, de reorientare și de. Uh, uh, de îndreptare către active cu un grad mai ridicat de risc, dar și cu dar și care oferă randamente mai mai crescute. Acest lucru a adus a dus prețul deasupra acestui nivel de rezistență de la 109 291 și a, care pare să se fi stabilizat în în jurul acestui Acestui prag. În continuare, este posibil să. De fapt, este foarte probabil ca această cotație să evolueze în funcție de modul în care va, va evolua situația la, la nivel global cu privire la situația comercială și, mai ales, modul și informațiile care se vor. Se vor aplica și ultimele știri care vor apărea legate de uh, aceste subiecte. În cazul în care vor apărea informații pesimiste care să sugereze uh, un posibil uh, punct de blocaj sau un posibil, uh, un po un posibil, uh, o posibilă neînțelegere între cele două uh, părți, este posibil să vedem. O revenire a ienului și o depreciere a cotației. Dar, în cazul în care acest, această stare optimistă, această stare constructivă se va menține, este posibil să vedem o menținere a prețului în această zonă sau chiar o ușoară apreciere către 109 750. Totuși, rămâne de văzut, iar, ținând cont că este ultima sesiune a săptămânii, este posibil să avem o, o perioadă mai, mai liniștită. Asta doar în eventualitatea în care nu vor apărea informații foarte, foarte importante și care să aibă un impact major asupra părerii și asupra perspectivelor investitorilor. În ultima parte a discuției noastre vom aborda piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. Petrolul care a suferit o, o depreciere în timpul sesiunii de ieri, o depreciere destul de, de accentuată, și care pare să, să continue, să, continue să, se, să se deprecieze, dar continuă să resimtă un grad crescut de presiune asupra prețului. Avansul care a început în această săptămână acum la începutul sesiunii de ieri a dus prețul din zona nivelului de suport de la 56 26 până undeva în zona de 50 aproape 58 de, de dolari pe per baril. Înregistrând la un moment dat o creștere de aproximativ 2,6%. Acest avans ne-a ne indicat o, o îmbunătățire pe termen scurt a, a sentimentului cu privire la perspectivele pieței de petrol, care, odată cu, cu veștile pozitive de pe plan comercial, au ajutat imaginația și au alimentat speranțele investitorilor de petrol cu privire la o redresare a cererii care în momentul de față pare să fie principala, uh, principala problemă a acestei piețe. Pentru cât toate, uh, toate estimările și toate analizele recente au sugerat faptul că în viitorul apropiat cererea de, de pe piața petrolului cererea de petrol va. Uh, se va diminua, în timp ce este posibil și uh, probabil în același timp ca uh, oferta și producția la nivel agregat, la nivel global, să se extindă. Astfel vom vedea, acest lucru în, ne sugerează faptul că prețurile vor, uh, în acest scenariu, prețurile vor resimți presiunea descendentă și, uh, în ciuda intențiilor și eforturilor OPEC de susținere și de impulsionare a prețurilor, este puțin probabil ca acestea să, să, aibă, să aibă efecte, pentru că este foarte posibil să fie compensate și chiar uh, anulate de către um, situația la, la nivel general. Uh, totuși, o îmbunătățire a economiei și a sentimentului la nivel, la nivel global cu privire la situația industriei, dar și la uh, perspectivele economice, ar putea să susțină într-o oarecare măsură prețul petrolului, dar, în continuare, uh, datele specifice, datele fundamentale uh, nu, nu, suge, nu sugerează perspective și uh, uh, un viitor foarte uh, foarte roz, am putea spune pentru prețul petrolului. În luna decembrie va avea loc întâlnirea OPEC, în cadrul căreia se așteaptă ca de fapt în cadrul căreia părerile sunt împărțite cu privire la decizia pe care statele OPEC și statele OPEC plus le o, o va lua cu privire la nivelul actual al producției dar și cu privire la posibilitatea de bă, noi reduceri ale producției în cadrul statelor membre. Acest, ce, cei care susțin că OPEC va, va indica și va sugera o nouă reducere a, a producției bă, se bazează pe faptul că Arabia Saudită, care este bă, liderul, am putea spune, acestei grupări, este posibil să pună presiune pe, pe anumite state care au rămas în urmă cu privire la aderarea la deciziile anterioare de reducere și cu privire la normele la, cu care au fost de acord în trecut, cu privire la nivelul de producție pe care ar trebui să-l să mențină și să-l susțină pe, pe perioada acestei decizii. Aici am putea menționa Irak și Nigeria, care nu, nu au reușit să, să pună în aplicare ceea ce s-a ce determinat în, în ședințele anterioare. Această presiune este probabilă în contextul în care, în luna decembrie, va avea loc și listarea companiei Saudi Aramco, care va deveni cea mai. Cea mai mare companie publică, undeva la 1,5 trilioane de dolari. Un, un petrol mai scump ar susține compania și ar susține, mai ales la început, cererea pentru, pentru acțiuni și prețul acțiunilor companiei, iar acest lucru este posibil să, să fie dorit și. și este posibil să determine Arabia Saudită să pună și să facă anumite presiuni pentru noi reduceri la nivelul OPEC. Aurul a suferit ieri o scădere, o depreciere amplă, am putea spune o depreciere majoră. Vedem că prețul a scăzut de undeva din jurul nivelului de 1485 de puncte. Vedem la un moment dat chiar că era în zona nivelului de rezistență de la 8488 de puncte până la suportul de la 1460 de, de, dolari, mă scuzați. Astfel vedem că a suferit o pierdere de peste 1,8 puncte procentuale. Ce a determinat acest lucru? Este, este ușor de spus, am putea spune. Planul comercial. Planul comercial care vedem că are un efect și are ramificații la nivelul celor mai, celor mai multe piețe, atât piețe financiare cât și piețe de mărfuri, vedem. Întrucât, investitorii au văzut o, oportun, o, oportun, o oportunitate bună, o oportunitate de a câștiga. Și a obține randamente mai bune pe piața financiară, odată cu tot acest val de optimism, și odată cu perspectivele bune cu privire la atingerea unui acord, și cu privire la efectele și la combaterea efectelor negative pe care această perioadă cu taxe vamale a avut-o asupra economiei SUA, dar și asupra economiei chineze. Uh, astfel, investitorii au decis să se reorienteze, să renunțe la o parte din deținerile de active sigure, de active de refugiu și să-și uh, uh, pună, să-și redirecționeze uh, capitalul către active cu un grad ridicat de risc, dar și cu un randament superior. Uh, lucru care a determinat o un sell-off destul de, de amplu pe piața aurului. La începutul sesiunii vedem o ușoară revenire, o ușoară consolidare, prețul părând să se îndrepte către nivelul de suport de la 1473 de puncte. Acest lucru este posibil ca este posibil să fi fost determinat de o reevaluare a investitorilor și de o reanalizare a acestor informații și de acea revenire cu picioarele pe pământ de care vorbeam și, și anterior. Ce, ce ne așteaptă în viitor este greu de spus, întrucât vedem că în continuare piețele tind să fie destul de haotice pe alocuri și par să, să aibă reacții și să ia decizii destul de. Uneori destul de greu de înțeles, destul de greu de anticipat și mai ales destul de, de greu de argumentat, întrucât aceste creșteri destul de ample sau aceste vânzări bruște, abrupte, nu par să fie neapărat susținute de amplitudinea și de importanța acelor, acelor informații. Da, într-adevăr, este o veste foarte bună faptul că cele două au căzut, par să fie căzut de acord să, să reducă o parte din taxele vamale introduse anterior, dar în continuare nu s-a publicat valoarea, valoarea, acestora pentru că este posibil ca să se decidă reducerea unor taxe vamale pentru bunuri cu o valoare destul de scăzută, ceea ce nu a reprezentat neapărat un Uh, un aspect atât de pozitiv și atât de uh, bun pentru investitori. În plus, nu s-a uh, hotărât de când și uh, nici nu s-a hotărât asupra, uh, asupra căror bunuri se vor ridica astfel de, uh, de taxe vamale. Întrucât, dacă se, se vor uh, ridica taxele vamale impuse unor bunuri care nu au o importanță și o cerere atât de mare în, în economiile celor două state, este posibil să, să vedem o, o dezamăgire la, la nivelul piețelor. Totuși, rămâne de văzut și de analizat toate aceste aspecte, iar în continuare, cel puțin în acest moment și pe termen scurt, toate aceste vești și informații pozitive par, de fapt, să nu aibă neapărat o, un impact și o influență atât de mare la nivelul, la nivelul economic, ci mai degrabă la nivel psihologic, întrucât par să reducă, par să elimine o, o parte din incertitudinea ridicată care era pe plan comercial și care. Îi, îi obseda într-o oarecare măsură pe, pe investitori și îi determina să aibă atitudini destul de uh, destul de, de bearish, să, uh, să aibă un, o aversiune la risc ridicată și să acționeze pe alocuri într-o manieră nejustificată și chiar uh, nerațională am putea spune. Calendarul economic de astăzi nu, nu, are, nu ne aduce rapoarte foarte, foarte importante. Am putea menționa raportul cu privire la piața muncii din, din Canada, unde se așteaptă o, o ușoară îmbunătățire, 15,900 de noi locuri de muncă în luna octombrie și o stagnare a ratei șomajului la 5,5%. Această acest indicator ar putea fi important întrucât ne-ar putea oferi informații și ar putea susține sau infirma decizia băncii Canadei de a menține rata dobânzii neschimbată la întâlnirea anterioară, care a fost justificată de faptul că economia arată în continuare foarte bine și este rezistentă la, la factorii negativ externi în principiu. Din Sua avem un indicator de sentiment cu privire la, la starea consumatorului evaluat de University of Michigan. Pentru luna noiembrie se așteaptă o bușoară îmbunătățire, 96 de puncte spre deosebire de 95,5 puncte, lucru care ar putea, fi, ar putea fi benefic ar și ar arăta uh, starea bună și uh, a, a consumului din SUA și uh, pe care se bazează într-o oarecare măsură în acest moment uh, toată economia și care reprezintă uh, un punct foarte important al acestea. Astfel, sfârșitul de săptămână pare, pare a fi unul mai liniștit, atâta timp cât nu vor apărea uh, informații foarte, uh, foarte importante, foarte uh, care să, să se aplice unor, uh, unor aspecte de interes general, este posibil să vedem un grad de volatilitate mai scăzut și o o, o perioadă de pauză după o săptămână destul, după o săptămână destul de, de plină. În continuare, ne aflăm în perioada de uh, raportări financiare, iar în, uh, în timpul sesiunii de ieri și-au uh, și -au publicat datele companii precum Disney sau Qualcomm, ambele înregistrând uh, uh, rezultate peste, peste cele așteptate și înregistrând. Uh, creșteri semnificative. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Qualcomm, care au prețul căruia a câștigat undeva în jur de 6 puncte procentuale. Cele mai importante companii de astăzi, care urmează să-și prezinte rezultatele economice, ar fi Duke Energy, Credit Agricole și Allianz. Prin urmare, vedem că sezonul raportorilor este în continuare în curs, dar ne apropiem de, suntem în ultima parte a acestuia și ne apropiem de, de încheierea acestuia. Ce am putea spune este că până acum, raportările au fost, au fost pozitive, în mare parte au fost, au fost constructive și acest lucru ar putea susține economia americană în, în viitorul apropiat și dau în continuare semne bune, semne pozitive cu privire la, la perspectiva la perspectiva economică și la modul în care va, va evolua, va evolua atât, atât economia la nivel local, cât și la nivel global întrucât perspectivele mai bune legate de relațiile și de schimburile comerciale nu fac decât să, să susțină o redresare economică și o oarecare îmbunătățire la, la nivel global și o perioadă mai, mai sigură, am putea spune, și cu mai puține cauze de îngrijorare și de incertitudine. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare și un weekend frumos. La revedere.